Bună, dragilor! Eu sunt Ramona, din cadrul Compartimentului de Relații Publice, din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț și astăzi alături de mine este Iorgos. Iorgos care are câți anișori? 11 anișori și este foarte priceput la șah. El este elev al Cercului de Șah al Palatului Copiilor. Ce vrei să discutăm astăzi, Iorgos? Ce înseamnă 112? Ai auzit de 112? Da. Te uiți des la televizor și vezi acolo reclame în care ți se spune să suni la 112? Da. Ai întrebat părinții, profesorii ce înseamnă 112? Uite, pentru că eu am discutat cu el înainte și am aflat că este pasionat de istorie. El mi-a spus că l-au învățat la școală profesorii lui despre cum se semnalau urgențele în trecut, atunci când țara noastră era atacată de tot felul de dușmani. Ce se întâmpla, Iorgos? Cum era semnalată o urgență? Se bătea un clopot sau se aprindea un foc mare pe care se vadă toată lumea. Bravo! Și asta se întâmpla în fiecare zi sau doar când într-adevăr cineva vroia să ne atace? Când veneau peste noi alte neamuri. Nu tot timpul. Bravo! Uite, vreau să te întreb așa. Oare ce se întâmpla dacă un copil se ducea și trăgea clopotul sau aprindea un foc? Și nu era urgență? Oamenii se panicau și se... Nu era ok, nu era frumos din partea lui, nu? Exact același lucru se întâmplă astăzi și cu sistemul ăsta 112, care a fost inventat de oamenii mari și pentru copii și pentru oamenii mari. Ca noi să putem semnala o urgență. Exact cum ai spus tu, cum în trecut urgența era urgență, nu sunam toată ziua la 112 și astăzi acest serviciu este pus la dispoziție ca un copilaș mai mic cum ești tu sau un adult să apeleze acest serviciu în cazul în care este într-o situație în care nu poate ieși de niciun fel decât dacă vine să-l ajute. Ori o ambulanță, ori pompieri, ori noi polițiștii, ori colegii noștri din jandarmerie, atunci apelăm 112. Și pentru că discutam noi despre 112 și de unde poate fi apelat, știi de unde poate fi apelat telefonul, numărul ăsta 112? De pe telefon. Bravo! De pe orice telefon fix sau mobil, nu de acesta de jucărie, aici nu putem să apelăm 112 chiar dacă ne dorim, da? Indiferent că noi avem credit sau nu avem credit, da? Putem să sunăm 112 atunci când să apelăm 112 atunci când ne aflăm într-o urgență. Am dat exemplu cu Iorgus de câteva momente în care noi am descris ce înseamnă o urgență. Și ne-am fixat să facem un moment în care el se află în Piatra Neamț, în vizită, alături de niște prieteni, vizitează Piatra Neamțul și s-a rătăcit de prietenii lui. Are un telefon mobil la el și vrem să vedem dacă apelăm 112, ce trebuie să știm noi în momentul acela, ce lucruri trebuie să știm ca să comunicăm cu colegii noștri care sunt la celălalt capăt al firului. Da? Începem? Uite, o să-mi pun căștile. În momentul acesta eu mă transform. Eu sunt cel care îți va prelua apelul, da? Haideți să vedem. Ce număr ai format acolo? 112. Bravo! Bună ziua! Bună ziua! Ce urgență aveți? Sunt din orașul Roman și am venit să vizitez Piatra Neamțul cu câțiva prieteni într-un autobuz. Câți anișori ai tu? 11. Cum te numești? Iorgos. Unde te afli în acest moment, Iorgos? În curtea clădirii Palatul Copiilor. Sigur se numește Palatul Copiilor? Uite-te o leacă în jur și descrie. Da, Palatul Copiilor. Bravo, Iorgos! Iorgos, ești singur sau ești alături de prietenii tăi? Singur. Ești singur? Prietenii tăi au plecat, da? Da. Vreau să-mi spui așa, Iorgos, ești în siguranță? Ești rănit? Nu. Sau te simți bine? Mă simt bine. Bravo! Iorgos, ai fost foarte curajos până în acest moment. Vreau să mă ajuți mai departe, astfel încât colegii mei să vină cât mai repede la tine și vreau să-mi descrii cu ce ești îmbrăcat. Sunt îmbrăcat cu un tricou verde, am o borsetă și niște pantaloni cu lungi maro și albastre. Bravo!